În primele 6 luni ale acestui an, comisarii de mediu din județul Hunedoara au efectuat 187 de inspecții în teritoriu, dar cele mai multe, 130 la număr, au fost inspecții neplanificate. Printre acestea, verificări în teritoriu în urma unor sesizări sau investigarea unor incidente cu impact asupra mediului. Au fost aplicate doar 20 de sancțiuni contravenționale principale, respectiv 6 avertismente și 14 amenzi în valoare totală de 261.500 de lei. Concluzia comisarilor de mediu este că în județul Hunedoara calitatea aerului este mult îmbunătățită, iar mediul este mai puțin poluat. În această perioadă ne-am bucurat, am găsit foarte multe companii care s-au conformat sau au depus toate eforturile pentru a ajunge la un nivel la care mediul să nu poată fi poluat. Și ca urmare, numărul de, sau valoarea amenzilor care s-au dat în această perioadă nu este foarte, foarte mare. Controlele au fost desfășurate și s-au dispus măsuri. Unele dintre măsuri nu au fost rezolvate, ca urmare s-a procedat la amendă. Pentru că mergem și noi într-un sistem mai gradual, încercând să ajutăm atât agenții economici cât și autoritățile de stat sau persoanele fizice să se conformeze întâi, iar după aceea, dacă observăm că nu parcurg acel plan de revenire la normal, atunci evident că aplicăm amendă.